Mă numesc dr. Eduard Oanță, medic specialist medicină de urgență în cadrul Spitalului Militar Central Carol Davila București, detașat la spital ROL 2 de COVID-19. Pe timpul pandemiei, care a fost cel mai greu moment dintr-o zi desfășurată la acest spital? Cel mai greu moment au fost mai multe, să zicem așa, este supra-solicitarea, pentru că era suficient de greu până acum să faci față unui volum mare de pacienți și fără combinezon și fără metode de protecție. Acum, având în vedere că trebuie să folosim două perechi de mânuși și un combinezon într-o zonă care este mult mai caldă decât cea cu care suntem noi obișnuiți, respectiv saloanele de la Unitatea Primirii Urgențelor a Spitalului Militar, confortul termic este, de fapt, cea mai mare problemă, nu neapărat partea medicală. Noi cu partea medicală suntem obișnuiți, confortul termic este cel care ne decompensează pe noi. Ca și perspectivă, numărul de pacienți poate doar să crească de aici înainte. Din ce am observat, sunt șanse foarte mici să se diminueze adresabilitatea la spital. Și la spitalele de stat și mai ales la spitalul ROL 2. Referitor la societatea civilă, cum ar putea să vă ajute în această luptă împotriva virusului? Ce pot face oamenii, în principiu poporul, este să respecte regulile de distanțare socială și de protecție proprie și a celorlalți. De cel mai multe ori nu ne gândim și la alții în momentul în care facem chestia asta. Considerăm că noi suntem tineri, sănătoși și nu se poate întâmpla nimic. Sunt cazuri de oameni tineri fără patologii supraasociate care au dezvoltat forme medii și severe de boală. Nu crezi niciodată până nu ți se întâmplă. Asta este o chestie tipic a omului. Nu este ceva în care crezi, este știință pură, este dovedită științific și trebuie să ne ferim cât putem, pentru că dacă pe noi nu ne poate atinge, deși este un lucru fals, cu siguranță părinții, bunicii și oamenii care au patologii supraasociate sunt mult mai expuși unor riscuri mai severe. Cu cât oamenii sunt mai bolnavi, cu atât efectul acestui virus este mai puternic. Domnul doctor, vis-a-vis de numărul mare de îmbolnăviri raportate zilnic, care vă este teama cea mai mare în momentul de față? Nu prea putem face față unui număr exorbitant de mare de pacienți. Singura rugăminte, să zic așa, este să aibă răbdare oamenii. Vor fi preluați cu siguranță, dar pe rând și o să dureze ceva, pentru că personalul medical este foarte puțin, era foarte puțin înainte să vină COVID-ul. Dar acum cu COVID-19 este mult mai mare adresabilitate, cu atât mai mult cu cât numărul de pacienți este mai mare, iar toți pacienții care au avut comorbidități importante au fost decompensați de acest COVID. Problema este că suntem un popor cu patologii. Partea proastă a acestui lucru este că anxietatea românului este din ce în ce mai mare. Sunt oameni sănătoși care se expun la risc venind în camera de gardă pentru simptome închipuite sau doar să se testeze. E și asta un aspect important de luat în seamă. În principiu, infrastructura și personalul este cumva insuficient pentru a face față acestui lucru, dar noi facem ce se poate și ce ne stă în măsură. Respectăm niște reguli cu strictețe. Avem deja o perioadă destul de lungă, zic eu, în care ne-am expus și nu am făcut până acum, adică am reușit să ne păstrăm sănătoși. Suntem adaptabili, asta presupune cel puțin medicina de urgență. Nu este un lucru strict, este o chestie la care ne adaptăm în mod constant, altfel nu putem face față. Mai este și stresul psihic și orele nedormite, nopțile în care ne trezim pentru a trata pacienți, în cazul în care nu suntem de tură în noaptea respectivă, trebuie să ne ajutăm colegii. Și atunci, în contextul unei adresabilități foarte mare și unei prezentări multiple simultan la camera de gardă, nu pot face față și atunci trebuie să îi ajutăm și noi. Ce sfat le dați celor care sunt încă cu semnul întrebării vis-a-vis de acest virus. Corul, în principiu, nu are pregătire medicală, spre deloc, să zic așa, un pic crud. El crede ceea ce îi se spune. Problema este că informațiile greșite sunt mai absorbite decât cele corecte. Așa cum eu nu m-aș duce la mecanic auto să cumpăr ouă, așa nici ei nu trebuie să ia sfaturi medicale din partea unor oameni care nu lucrează aici, care nu au legătură medicală și care nu au dat piept cu complicațiile acestui virus. Sunt complicații care invalidează până și pe cei tineri și sănătoși pe viață prin efectul pe care îl dă la nivelul organismului multiorganic acest virus. Deci acest virus există, face ravagii printre oameni. Ideea de a te proteja pe tine ca să-i protejezi pe cei apropiați. Asta este un lucru care poate ar trebui să fie mai mult implementat, dar nu putem să impunem chestiile astea decât prin lege. Aici este o problemă. Ține de noi să ne protejăm. Adică sunt situații în care poți pleca din țară în excursie, cu atât mai mult în aer liber șansele de transmitere sunt mai mici, adică aș încuraja chestia asta. Ce n-aș încuraja în schimb ar fi nepăstrarea regulilor de igienă și de distanțare. O familie care pleacă în vacanță se va infecta mai mult acasă decât în vacanță. În vacanță sunt situații în care nu iei contact cu oamenii așa mult, cum ai lua, de exemplu, dacă te duci până la un supermarket și stai într-o încăpere închisă, ventilată, cu aer condiționat.